Bun, la Palatul Parlamentului are loc a noua ediție a Galei TNL. Chiar acum îl așteptăm. Vorbesc de posibilitatea elaborării unei moțiuni de cenzură, în cazul în care PNL ar putea fi forțat să iasă de la actul guvernării. Bun, am vorbit și eu despre asta, nu doar și alți colegi. Dar cred că nu e cazul să dezvoltăm acum, câte vreme suntem încă la guvernare și câte vreme o speranță, oricât de firavă, există să continuăm la guvernare. Ați ieri în ședința... Ați mai vorbit cu premierul? Da, eu l-am căutat pe domnul Ponta ca să știu dacă e cazul să ne mai întâlnim sau nu, având în vedere că eu luni nu voi fi în țară. Deocamdată n-am reușit să luăm legătura. Acum vreo oră. L-ați sunat, nu răspuns? Da, intrăm în detalii. Dacă vă spun că am încercat, am încercat. Ce ați discutat ieri în ședința liberală? Poftiți? În ședința de ieri. Ce s-a mai discutat? Ce concluzia? Nu, stați puțin. Discuția de ieri a liberalilor, sigur că fiind o discuție informală, a liberalilor care se aflau acolo. De fapt, prilejul acelei discuții a fost o reuniune a Comitetului de Pregătire a Campaniei Electorale pentru alegerile europarlamentare. Deci ceva obișnuit. Am trecut și eu pe acolo, sigur că am discutat și despre situația politică, dar nu ceva de natura strategiilor. Păi uitați-vă, eu am văzut și ieri am văzut lucruri spectaculoase. La televiziuni, la televiziunea oficială de casă a domnului Ponta, cu anumite extensii recente, azi am văzut altele. E o campanie profund mincinoasă și împotriva mea și împotriva lui Klaus Iohannis, care ne arată clar care e problema. Și problema e una singură. Nu doresc să accepte venirea lui Klaus Iohannis în guvern. Restul sunt vorbe, sunt povești, sunt declarații ipocrite, fie de la București, fie de la Chișinău. Asta e singura problemă. Profit de ocazie ca să vă spun că eu nu pot să intru din 10 în 10 minute, nu pot să dau comunicate din 10 în 10 minute, că pe posturi de televiziune, în principal pe România, pe România TV, postul de casă al domnului Ponta, al familiei politice Ponta-Ghiță, sunt minciuni din 10 în 10 minute. Minciună faptul că Traian Băsescu mi-ar fi cerut mie sau am fi discutat așa ceva, mi-ar fi cerut mie să-i cer demisia doamnei Câmpeanu și că eu i-aș fi cerut-o, în primul rând că noi am cerut-o, demisia doamnei Câmpeanu. Minciună faptul că m-am întâlnit eu și am discutat eu cu domnul Băsescu despre venirea domnului Iohannis sau subiectul Iohannis sub vreo formă. Minciună faptul că Iohannis s-ar fi înțeles cu Băsescu și ar fi vorbit cu Băsescu. Deci minciuni în val. O campanie grosieră, care n-are nimic de-a face cu jurnalismul, cu respectul pentru telespectatori. O campanie de cea mai joasă speță, împotriva mea și mai ales a lui Klaus Iohannis, care ne arată răspunsul la întrebare. De ce moare USL-ul? De ce nu vom mai avea un guvern USL? Pentru că domnul Ponta și diversi săi acoliți nu acceptă ruptul capului ca un om care este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, care este apreciat de o mare parte dintre români, să vină în guvern. E simplu ca bună ziua, acum se vede cu ochii liberi. Domnule președinte, am înțeles că domnul Ponta nu v-a răspuns la telefon, încă. Dar stați puțin, că eu nu am venit să vă raportez dumneavoastră telefoanele pe care le dau. Eu pur și simplu am răspuns la întrebarea că din punctul meu de vedere oricând îi stau la dispoziție domnului Ponta și în plus că l-am și sunat pentru a vedea dacă domnia sa crede că e cazul să mai vorbim. Eu cred că este cazul până în ultimul moment, având în vedere că luni nu voi fi în țară. Există posibilitatea să vă amânați această călătorie? Nu există, pentru că este vorba de o vizită oficială, o vizită care presupune primiri la președintele Austriei, la președinții celor două camere, la cei mai înalți oficiali din acel stat. Și eu nu pot să amân o vizită oficială dacă în România nu e o catastrofă. Eu nu pot să amân o vizită oficială pentru că nu mi-a răspuns domnul Ponta la telefon. Oricum, pentru ziua de marți, când aveam întâlniri importante cu reprezentanții OMV, cu reprezentanții celor mai importante bănci care au acțiuni în România, cu reprezentanții investitorilor, o parte din aceste întâlniri au fost anulate. Cu reprezentanții opoziției, cu liderii din opoziție, ați încercat, nu, din România, ați încercat să discutați în cazul în care... Nu, păi, dar nu am... Păi nu, și dacă rămânem la guvernare și dacă ieșim de la guvernare, nu avem în acest moment ce să discutăm cu reprezentanții opoziției. Văd lucrurile caragioase și declarații mai de care mai ridicole pe care le fac tot felul de politicieni nebăgați în seamă, de la domnul Blaga la domnul Tomac, dar
credeți-mă că nici nu consider relevant să le răspund. Atâta trebuie să știe dânsii, că între noi și domniile lor, chiar dacă s-ar întâmpla să fim în opoziție și unii și alții, cei care au a se spăla de păcate, cei care au a-și repara o imagine compromisă, sunt ei, nu noi. Pentru că nu noi am tăiat pensii și salarii, nu noi ne-am bătut 4 ani de zile joc de țara asta, nu noi am fost slugile lui Traian Băsescu cu orice preț în Parlamentul României. Deci varianta aceea, mă scuzați, varianta aceea ca un prezidențiabil să fie susținut, un prezidențiabil de la PNL, zic, unicul prezidențiabil de la PNL să fie susținut de opoziție. Eu acest lucru l-am spus și în calitate de candidat al Uniunii Social-Liberale și îl spun și îl voi spune și în calitate de prezidențiabil al Partidului Național Liberal și el e clar. Candidații sunt susținuți sau nu de către cetățenii României. Varianta cu Antonescu susținut de nu știu exact cine, e numai în capul domnului Ponta și aș putea să cereți detalii. Domnule președinte, vreau să vă întreb la începutul săptămânii viitoare, luni, marți sau când vreți dumneavoastră, ce se va întâmpla dacă premierul rămâne pe varianta celor 45 de zile? Spus foarte clar și dați-mi voie să mă retrag, probabil marți, când se încheie cele două zile în care Parlamentul ar putea să ia în discuție o nouă formulă guvernamentală USL, România va avea un guvern USL în continuare, cu Claus Iohannis, viceprim-ministru și ministru de interne, fie nu va mai avea un guvern USL și va avea ce va cârpi domnul Ponta, nu mai e problema mea.